HR Summit mi se pare până acum plin de oameni dornici să afle lucruri noi, implicați în workshop-urile pe care le-am văzut până acum și dornici să ducă înapoi cu ei în organizațiile din care vin niște lucruri practice. Cu siguranță da, numai că trebuie să o faci sistematic, trebuie să ai un plan, trebuie să măsori un pic ce ai dori să schimbi înainte. Așa cum spuneam în cadrul workshop-ului, să nu vii cu multe proiecte în același timp, ci cu unul singur, punctual, îl lași un pic să se implementeze măsori după o lună, două, trei, să vezi care e efectul. Prin oamenii pe care îi aduci, iarăși poți să schimbi, da? Dacă, de exemplu, aduci un manager care e orientat pe rezultate și le va cere oamenilor rezultate, atunci încet, încet, chiar dacă oamenii nu erau învățați cu asta înainte, ei se vor schimba. Deci da, poți să schimbi cultura organizațională, sigur, dar mi s-a părut interesantă provocarea în cadrul workshop-ului. Păi el se luptă să fie și nu va reuși să fie până în momentul în care nu va fi autentic un partener de business, așa cum eu îl consider. Dacă vrei să fii un partener de business în HR, atunci trebuie să cunoști foarte bine cât mai multe din ariile de HR, că e ea recrutare, că e training, că e evaluarea performanțelor, că e compensații și beneficii, că e oricare din altă arie de HR. Să fi lucrat în diverse companii, în diverse industrii și să poți avea receptivitatea să înțelegi businessul respectiv, astfel încât să te pui cu managerul de aceeași parte a mesei și să gândești împreună cu el soluții. Asta înseamnă un parteneriat. Tu fiind specialist pe zona ta de business, pe zona ta de activitate, pe HR, el fiind specialist în businessul respectiv, în industria respectivă. Așa cred că o să poți să fii. Dacă ești, nu știu, n-am nimic cu prospeții absolvenți, mă bucur că ei sunt pe pozițiile astea, dar trebuie foarte mult să învețe. Sunt mulți HR business partner tineri care nu au experiență în mai multe arii de business și atunci sunt poate niște simpli executanți de nevoi pe care le iau mot-a-mo, nu le trec prin filtru propriu, nu vin cu soluții către management și atunci, da, în contextul ăsta nu putem vorbi despre un HR business partner. A zis foarte bine Marius în sală și fac foarte bine, mă bucur că există companii deschise și care, iată, vin la HR Summit să mai afle ceva nou. E foarte bine să-ți selectezi oamenii, chiar de la recrutare, din procesul de recrutare, astfel încât să vezi că are valori comune, că au valori comune cu cultura pe care tu vrei să o ai în companie, da? Pentru că valorile astea se regăsesc în cadrul culturii, iar dacă eu vreau să am curiozitate, cum zicea Marius, să am oameni curioși care sapă, găsesc soluții, inventează, atunci o să caut lucrul ăsta în piață. Și chiar dacă găsesc un bun profesionist, dacă el nu trece de bariera asta a potrivirii de valori, atunci nu-l iau, renunț la el și caut altul, care să fie și bun profesionist și curios. Depinde dacă vorbim strict profesional sau vorbim de un angajat integrat în compania respectivă. Dacă și care nu este de profesional, dar are dorință să învețe, El sigur va reuși. N-aș zice că e așa de ușor de găsit atitudinea. Eu aș zice dimpotrivă, e mai ușor să găsești, să te uiți pe CV-uri și să găsești competențele. Mai ușor găsești competențele. Atitudinea e mai dificil de văzut. Și e mai dificil să iei oamenii cu atitudinea potrivită și care să aibă și nivelul minim de necesar de skill-uri. Pentru că cred cu siguranță că poți să investești în el, să-l crești și va crește mult mai repede dacă are atitudinea potrivită. Dacă nu o are, atunci e useless. Chiar dacă are un nivel mai ridicat de competențe, cu atitudinea nepotrivită, nu știu, de exemplu, eu am ajuns la o anumită limită și nu mai trebuie să învăț, ai o problemă, da? Imediat va fi, depășit de alții care au o atitudine potrivită în sensul ăsta.